Bună ziua, dragilor, și bun găsit la Terapia Profund Online. Suntem din nou la treabă, Ștefan. Și ne apucăm repede de treabă, că timpul trece. Și anume, știi, în ultimele lecții am făcut... Nevizibilitatea puteri și mulțime. Și mulțime. Aici am tot insistat. Dar mai înainte, am făcut la un moment dat o chestie. Încercam să vedem mulțirea două numere și verificam prin trei metode. Schimbam. Pentru că mulțirea e comutativă. Dar hai să o luăm de la adunare. Am să te întreb ceva. Eu tot m-am gândit la următorul lucru. De ce fug copiii de matematică? Care e motivul? Care crezi tu? Ții când ți s-a întâmplat să nu mai, să nu-ți placă să te mai duci la ore de matematică? Bine, nu că nu m-am dus, că m-am absent, dar... Nu, când a fost momentul acela, clasa a întâi, a doua, când crezi tu că ai fost depășit și ce se întâmpla la tablă, nu mai puteai urmări? Chiar direct din clasa a cincea, după jumătate de semestrul al doilea, o trecut jumătate din semestrul al doilea și simțeam că nu mai pot să mai fac față cu ceilalți colegi sau colegele mele de la școală, deoarece erau mulți... Dacă ar fi așa cum spui tu, că între a cincea s-a întâmplat chestia asta, eu aș fi foarte încântat. Dar se pare că e mai din mult la 1-4 mai jos. Deci la învățătoare trebuie să vii cu lucruri concrete. Și să-ți fac dovada clară. Deci, undeva în clasa a doua se face tabla mulțirii. Tabla mulțirii, adică e vorba de niște rezultate știute care ne sunt de mare folos pentru că mărim ritmul. În loc să facem o adunare repetată, nu? Am mai spus de atâtea ori, deci în loc să zicem 2 plus 2, ce să zicem așa? Recapitulare. Hai să zicem așa. Cele patru operații. Da? Cele patru operații. Adică vreau să vorbim despre adunare, scădere, înmulțire, ținere și împărțire. De cele patru operații. Vreau să înțelegem mecanismul, că știi tu, la mulțire acolo, eu nu prea am înțeles de ce trebuie să pui cifrele acelea cu care mulțești, trebuie să se întâmple treaba aceea. Nu mi-e clar. Cine o fi visat treaba? Cum eu vin de acelui moment să le așezăm în nezubaltele? Da? Deci începem să dăm drumul la lecție și spunem. Deci în loc să scrii 2 plus 2 plus 2 plus 2 de 5 ori, da? O să fie adunarea asta repetată de 5 ori, scriu că e vorba de 5 ori 2. Da? 5 ori 2. Și este 10, nu? Sau 2 la 5. Deci asta de aici îmi spune de câte ori este adunarea 2 adunată. Deci primul el de pe primul loc îmi spune de câte ori e adunat cel de pe locul 2. Da. Și e de 5 ori, da? 5 ori 2 egal cu 10. Care înseamnă și 2 ori 5. Adică 2 de 5. Cu alte cuvinte, 2 de 5 fac tot 10. Adică 5 plus 5 egal cu 10. Deci, la același rezultat, fie că zic 5 ori 2, fie că zic 2 ori 5. Ajung la acel. Deci, înmulțirea este, cum să-i spunem noi, când schimbăm locurile, cum se cheamă proprietatea asta? Chiar într-un fel, se numește într-un fel. Înmulțire comutativă. Deci înmulțirea este comutativă. Deci proprietatea asta... Dar scăderea nu este. Scăderea nu este, da? Eu am să-ți arăt că este. Facem o surpriză tuturor. Scăderea știi sigur că nu este. Te cerți cu mine până la ora care plecăm de aici. Dar eu am să arăt că putem face. Deci,
am spus că înmulțirea este comutativă, da? Înmulțirea este comutativă. Adică, ce înseamnă? A ori B egal cu B ori A. Deci le schimbăm pozițiile, se numesc cum aceste la înmulțire? Se numesc factori. Da? A și B se numesc factori. Factori. Factorii înmulțirii. Da? Ei, deci, de foarte... Și am reușit să reținem lucrul acesta. Nu? La niște rezultate foarte rapide și zice că 7 ori 8 cât este? 7 ori 8. 7 ori 8 fac 56. Deci asta îmi spune că am 8 alternat de 7 ori. Deci e 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8, da? Plus 8. De câte am zis? De 7 ori, da? 2, 4, 6 și plus 8. Dar este egal și cu 8 ori 7. Și cu 8 de al de 7. Da? Care face 7, nu? Plus 7, plus 7. Și plus de câte ori? De 8 ori, da? Plus 7, plus 7, plus 7. 2, 4, 6, plus 7, plus 7. Deci de 8 ori. Vezi? Aceasta este o chestiune care merită să o ținem minte. De aceea noi, în momentul în care, să zicem, 7 ori 8 sau 8 ori 7, cum ți s-a instalat ții mai bine în minte, folosești varianta aceea. Dacă 7 ori 8 vine mai rapid, zici 7 ori 8. Și tu ai acolo 8 ori 7, să zic, de făcut, da? Tu știi că poți să recomuți și rezultatul este același. Da. Da. Deci să-mi dau un pic cu apă pe o cămătură de tot o chestie. Hai, hai, du-te. Da. Deci, reținem această proprietate, comutativitatea, schimbarea locurilor, da? Înmulțirea este comutativă. A ori B, să notăm și noi aici prima proprietate, A ori B, egal cu B ori A. Egal cu B ori A. Deci, la înmulțire. Am plecat cu mulțirea. Puteam să mă iau de adunare, dar iată că m-a dus cu mulțirea. Deci, A ori B, egal cu B ori A. Dacă mă gândesc la adunare, adică, dacă aș întreba cât face 7 plus 8? 7 plus 8, egal cu 8 plus 7. Da? 7 plus 8 egal cu 8 plus 7. Și adunarea este comutativă. Putem schimba locurile celor doi termeni, de poziții le schimbăm și rezultatul este același. A plus B egal cu B plus A. Deci hai să zicem și pentru adunare că A plus B egal cu B plus A. Deci A plus B egal cu B plus A. Acum aș vrea să mai vedem o proprietate. Dacă avem trei numere de adunat, deci 7 plus 8 plus 2 egal cu 7 plus 8 plus 2 egal cu. Egal cu... Nu, să spun că... 8 plus 2 e 10, plus 6... Ai zis 8 plus 2. Ți-a venit mai ușor să faci 8 plus 2, 10. Deci nu are importanță cum le faci, cum le asociezi. Deci tu ai asociat cu ăștia 2. Că ți-a venit mai la îndemână să faci 10-le. Să faci, nu? Să contezi 10. 10 și cu 7, 17. Corect. Deci, iată că adunarea este și asociativă. Adică le asociezi după bunul tău plac. Cum îți vine ție mai bine. Că rezultatul nu se schimbă. Cădează și 7 plus 8 face 15 și cu 2. Deci, egal cu 7 plus 8 mai întâi, pun într-o paranteză, plus 2. Și egal tot atât de bine, 7 plus, să-i pun pe 8 cu 2 în paranteză. Deci, elevul are șansa să asocieze cum îi vine lui mai bine la, pentru adunare, că lucrurile
merg foarte, foarte bine, dar obținem aceeași rezultat. Deci, cum se numește proprietatea asta? Am spus acum. Asociativă. Așa. Asociativitate. Deci, proprietatea asta de aranjare a lor, cum îți place ție, cum îți vine mai bine, se numește proprietatea de asociativitate. Vezi? Deci, când îți trei numere, deci când avem trei numere de adunat, A plus B într-o paranteză plus C este egal cu foarte bine, tot aceeași rezultat, dacă le asociem pe ultimele două. Adică facem pe ultimele două și nu facem cu primul. Rezultatul este același. Egal cu A plus B plus C. Deci, iată o proprietate interesantă. Acele două, și deci mulțirea și adunarea, sunt comutative, da? Pot schimba pozițiile lor și nu se întâmplă nimic. Nu-i niciun deranj. Deci nu-i niciun deranj. Dacă le schimbăm. Le putem și asocia. Deci asta, această proprietate aici se cheamă comutativitate. Comutativitate. Asta se cheamă asociativitate. De înseamnă la mulțime o fi antivărată chestia asta. Aș vrea să încerc și la mulțire să văd dacă... Mulțire se poate. Se poate, nu? Se poate asta. Bă, dar se poate, că mă mulțire ca și adunare, numai ca la adunare adun și la mulțire înmulțești numerele între ele. Da, dar întrebarea mea este asta, dacă are importanță cum le facem ca ordine. Să zicem 2 ori 3 ori 4, așa, punem pe primele două să le facem întâi, oare fi egal cu 2 ori 3 ori 4? Adică le-am asociat pe primele două întâi și pe urmă le-am asociat pe ultimele două. O fi oare bine așa? Deci comutativitate și asta se cheamă, o să vedem la, și la, dacă o fi adevărat. Hai să vedem. 2 ori 3 face 6 ori 4. Care face cât? 24. Da. O fi egal cu 2 ori 3 ori 4 ori 12? 2 ori 3 egal cu 6. Ori 4, 24. A pus bine, nu? Pentru partea asta că 24. Ori 12. 2 ori 12? 24. Tot 24. Am zis eu că este comutativ. Da? Deci, înmulțirea nu comutativă. Cum se cheamă proprietatea asta când e asociativă? Asociativă. Deci înmulțirea este și asociativă. Nu are importanță pe care le faci. Deci important este că obținem același rezultat. Cu alte cuvinte, aici aș zice așa. A ori B ori C. Deci A ori B, hai să le pun pe primele două. A ori B, totul de înmulțit cu C. E același lucru, cum ai zice A înmulțit cu B ori C. Da? Este același lucru. Adică adunarea și înmulțirea sunt asociative. Da? Asociative. Da? Asociativitate. Deci proprietatea se numește asociativitate. Le asociem cum ne, cum ne place nouă mai mult, cum ne vine mai ușor. N-are importanță. E important că trebuie să mulțim tot. Da? Deci dacă spune cineva, fă-mi, te rog, 2 ori 7 ori 5 ori 4. Tu cum te gândești să faci aici? Fiindcă ai posibilitatea să le asociezi cum vrei tu, că rezultatul nu se schimbă, hai să văd inițiativa ta. Cum ai face aici? Deci 2 ori 14, 5 ori 4, 20, 7 ori 20, 17, 14 ori 20 aș face, care ar fi 17 ori 20, nu știu că să... Nu, 14 ori 20. 14 ori 20? Ar face... 280. 280.
Deci 280, tu așa ai făcut. Egal cu 2 ori 7, 14, ori 5 ori 4, 20, și fac, cât ai zis tu, 280. Dar știi cum aș fi făcut eu? Aș fi zis 2 ori 5, care face 10, nu-i? Deci aș fi zis 10 ori 7 ori 4, 28. Și 10 ori 28, fac 280. Mi-a dat mai la îndemână așa, că tu ai văzut că ai stat mai mult și te-ai gândit. Da? Eu, deci 5 ori 2, 5 ori 2, 10. Da. Și primul 7 ori 4, 28. 10 ori 28, 280. Și termina de ghiștiu. Deci ai, ai voie să faci cum de vrei, cum vrei tu. Important să-i mulțești pe toți. Să nu-ți rămână vreun factor. Și problema este, chestia este să nu te chinui cu 0, că la 0 ar trebui să îl pui deja, adică să fie deja scris. Păi uite, dacă tu aici nu te prea să te gândești ori 20, trebuia numai să zici, eu așa și gândești, ori 2, 14 ori 2, și mai pune 0 la sfârșit, că e mulțirea cu 10. A. 14 ori 2 fac 28, păi stai și te gândești, 14 ori 20, cât să faci, ori 20, 14 ori 20, 14 ori 2. Da? Și fac 280. Da. Deci, atenție multă, toată șmecheria este să... ia să vedem că facem 1, ori 2, ori 3, ori 4, ori 5, ori 6, ori 7, ori 9, ori 0, ori 11, ori 13. Deci 1, 2, 3, 4, 5, ori 11, ori 13. Da. Păi ar trebui să facem 1 ori 2, 2, 2 ori 3, 6, 6 ori 4, 24, 6 ori 5. 24 ori 5. Oh, de fapt aici nu a venit. Deci... Mai întâi trebuie să... Zero. Păi mă, stai pe gândul, când unul din factorii e zero, rezultatul e zero. Am pus de poantă acolo să mulțumesc, dar dacă ați întrebat unul că e zero, gata ești. Deci, ești foarte atent. Dar să... vezi deja dacă am scris rezultat. Poți să scrii câți factori vrei tu acolo și dacă unul e zero, salut, să termina ești. Deci, la mulțirea cu zero, nu? Dacă unul e zero, totul devine zero. Ia să mai scriu încă unul. 5, ori 6, ori 7, ori 8. Așa. Ori 8, ori 9, ori 10, ori 11, ori 5, ori 6, minus. Deci 5 ori 6, minus 3, ori... 12 ori, 5 ori 6. Deci 11 ori. Când nu mai pun mulțit, să subînțelegi aici, da? Pe lângă, deci să subînțelegi că e mulțit. Da. Ori 5, ori 7, ori 19. Egal cu. Facem paranteza. 5 ori 6 ori 30, minus 3 ori 2, 6. 24. 5. Cum ai zis? Cum? 6 ori cât? 5 ori 6, 30. 30. Minus, 3 ori 2, ori 5. Așa, 3 ori 2, ori 5. Am înțeles, 3 ori 2, ori 5. 3 ori 2, 6, 6 ori 5, 30. 30 minus 30, 0. Deci, așa că totul e 0. Ăsta e 0 și răspunsul este 0. Deci dacă unul din factori este 0, gata, am terminat, ești. Adios. Da? Deci, asta trebuie să ținem cont totdeauna. Că la mulțire, dacă unul din factori e 0, ieșițul s-a terminat, că e 0. Acum, aș vrea să mai sesizăm o proprietate interesantă.
5 ori 7, 5 ori, nu, 7 ori 8, care știi că este egal cu 56, hai să zicem, egal cu 7 ori, în loc de 8 să zicem 5 plus 3. Și egal mai departe cu 5 plus 3, care este egal cu... Faci 8, nu? Vreau să văd de aici... 56. 56? Știu că e rezultatul ăsta, dar vreau să scriu într-un alt mod. 35, pe 56 scriu ca fiind 35, plus 21. E bine 35 plus 21, fac 56? Da. Foarte tare. Dar de unde e și 35 ăla? De unde a ieșit? De ce mi-a venit mie în minte să scriu 35 plus 21? Stai. Deci s-a ascuns aici 7 ori 5 plus... Dumneavoastră v-a venit de acolo, de la 7 ori în paranteză 5. Așa, deci 7 ori 5 până 21 de unde a mai venit? 21. 7 ori 3. Sigur că da. Plus 7 ori 3. Foarte interesant este. Poate să zic că înmulțirea se distribuie tuturor celor din paranteză. Adică ăsta din față se mulțește cu primul, cu al doilea, cu al treilea și așa mai departe. Tot fi acolo. Da? Eu pot să mai scriu așa egal mai departe. Cu 7 ori în loc de 8 să scriu ca fiind 2 plus 3 și plus încă o dată 3, da? 1 plus 2, hai să zicem 1 plus 2 și plus 5. Ia să vedem. Face tot același rezultat. Hai să distribuim, adică să mulțim pe 7, cum am zis, cu 1 plus 2 plus 5. Face 7, 7 ori 1 7 ori 1 plus 7 ori 2, 7 ori 5. Ia să văd o dar rezultatul ăsta, de corect. Adică 7 ori 1 înseamnă 7. 7 plus 14 plus da. 35. Plus 35. Care este egal cu... 49 plus 7... Da, 56. Deci 21 plus 35, nu? 56. Da, e foarte tare. Acum să țin minte totdeauna. Când... Deci avem o paranteză și mulțim cu ceva, acel cineva din față se mulțește cu toți. Da? Dar putem să-l duce și din spate, că tot așa e poveste. Dacă îl duceam după paranteză, se mulțea și cu 5, și cu 2, și cu 1. Tot aceeași povesti, că doar înmulțirea e comutativă. Deci poți să schimb locul. Întregi paranteze o pun pe locul 3 și 7 le pun pe locul 2. Poate să zic că asta e limpede. Că înmulțirea este... Cum se cheamă de proprietatea asta? Înmulțirea este comutativă. Comutativă este, și acum nu e comutativă. Dar asta, că se distribuie tuturor. Distributivă. Deci vine chestia. Că se distribuie mulțirea tuturor termenilor din paranteză. Este distributivă față de adunare. Deci mulțirea este distributivă față de adunare. Foarte interesant. Deci notăm și această proprietate pe care nu o să uităm, nu o să uităm de acum niciodată. A pe lângă a mulțit cu B plus C, a mulțit cu B plus C, egal cu B plus C înmulțit cu A. Deci fie că îl punem la sfârșit, fie că îl punem la început. Da. El se distribuie. Deci vine A ori B. A ori B. Plus A ori C. A ori B plus A ori C. Care face tot același lucru când îl luăm din partea dreaptă. B ori A. B ori A. Plus C ori A. E același lucru. Rezultatul este același, fiindcă, am spus mai devreme, înmulțirea este
comutativă, da? Este comutativă. Cum se numește această proprietate? Am zis ordinea ori. Cum se numește proprietatea asta? Distributivitate. Distributivitate. Deci, înmulțirea se distribuie adunării. Deci, afectează pe toți termenii din paranteză. Adică cel din față mulțește cu toți termenii din paranteză. Și acest lucru să țin în minte. Foarte tare chestia asta. Adică, ea merge înainte și înapoi. Vreau să văd și dacă am A înmulțit cu B, plus A înmulțit cu C, ea este, de fapt, la început, A pe lângă B plus C. A pe lângă B plus C. A pe lângă B plus C, adică? Uite. Adică am... Nu de aici am plecat. A pe lângă B plus C este egal cu A, B plus A, C, dar am scris egal acum din partea cealaltă. Deci asta egal cu asta. Ei, șmecheria asta când este scrisă din partea dreaptă spre stânga, vedem că A-ul este același factor și se zice să scoate în factor comun. Dar e fost aproape distributivitate de înainte. Da? Deci, când citim din membru drept, când citim egalitatea din membru drept, spre membru stâng, arată așa. A ori B plus A ori C, egal cu A pe lângă B plus C. Dar așa asta, acum, e văzută ca fiind o adunare de doi termeni, și cei doi termeni au un factor comun. Adică pe A și într-una și în cealaltă. Și atunci, se scoate, au un factor comun, să zicem. Dar toată povestea asta nu-i altceva decât fosta distributivitate când egalul citim din dreapta spre stânga. Da? Deci spunem că am scos pe A factor comun. Ne-am uitat la termenii, la termenii adunării și am văzut că și primul și al doilea au ca factor comun pe A. Și îl vedem și într-unul și la altul. Și atunci se-a scos în factor, zice, se zice. Dar este distributivitatea ascunsă, este distributivitatea care a fost, de care am vorbit mai devreme, despre care am vorbit mai devreme, și acum, dacă citim din membru drept spre membru stâng, apare că am și cum am fi dat în factor comun, este aceeași poveste de la distributivitate. Uite, ia să văd cum te-ai discurs tu. 2x la a doua plus 5x egal cu 2x la a doua plus 5x egal cu. Cei doi factori, unul este cei doi termeni, unul e 2x pătrat și altul e 5x. Ce înțelegi tu prin x pătrat? X la a doua. X ori x. Deci înseamnă 2 ori x ori x plus 5 ori x. Acești doi termeni, ce au comun între asta? Cine e comun și într-o parte și în alta? Ce factor comun ai avea tu aici? Și aici, uite, și aici. Cine este comun și într-o parte și în alta? X-ul. Da. X-ul este comun și primului termen și celui de-al doilea termen. Și atunci îl dăm pe X în factor comun. X pe lângă. Cum a fost mai înainte? Cine a fost comun aici? Mai înainte? A-ul. Și l-am dat în față. Dar cam cât este X-ul? Asta e întrebarea. Dar nu valoarea în sine, ci calculul în sine, ca proprietate. Deci nu mă interesează să aflu X-ul, să dau o valoare, să văd numeric cât are valoarea. Ci pur și simplu, ca idei de lucru, putem să zicem că acesta și altă au pe X comun. Și dacă am scos un X în factor, cât o mai rămas aici? Rămas 2-ul. Da. Rămas 2-ul. Și a rămas și un X. Că pe unul din ei l-am scos în față. Deci 2 ori X a rămas și plus din membru 2 5 ori X. Nu, pe X l-am pus în față. 5. 5 atât a rămas. Plus 5. Da.
Da? Deci e înțeles. Uite, dacă mulțesc acum vine x, 2x ori x, face 2x, x pătrat. 2x pătrat și x ori 5 plus 5x. Deci am făcut operația în invers. Am arătat, am avut suma în doi termeni și am scos în factor comun. Adică am văzut pe cel care e comun ambilor termeni. X la întâia este aici, da? Ia să vedem așa. 2 la puterea 2 la puterea a 7-a plus 2 la puterea a 9-a egal cu, dacă vrei să vedeți cât faci 2 la 7-a, te duci și vezi ca și număr. Tu asta vrei să faci, nu? Ne-am mintit, ne-am făcut lecțiile trecute, nu? Ce înseamnă 2 la 7? 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 7 ori, da? Deci 2 la 7 înseamnează 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 2, 4, 6 ori 2. Și dă un număr destul de mare, cred eu. 4 4 ori 4 16 ori 4. 4. 4 ori 4. 4 ori 4 ori 2. Ori 2. Și face 4 ori 4, 16. Ori 4 ori 2, ori 8. Cum ar fi așa? 16. 4 ori 4, 16. 4 ori 2 face 8. 16 ori 8. Bine, că ați zis doar 16 și l-am văzut pe acest 4 acolo. Nu. Pe 4 ăsta am luțit cu 2 de aici. Și face? 128. 128. 128. Da. De la 9. Deci ar face 128. Plus 2 la 9. Ai putea să te lipești de cât ai făcut, ai muncit. 2 la 9 înseamnă 2 ori, 2 ori, 2 ori, din 9 ori. Sau 128 încă de 2 ori. Ori un 2? De 2 ori, dar înmulțit cu 2. De 2 ori înmulțit cu 2. Adică 128 înmulțit cu 2, înmulțit cu 2. Adică cât faci înmulțit cu 2, înmulțit cu 2? Deci tu ai spus 2 ori 2, nu? Plus, nu, n-am zis așa. Plus 128, adică 2 la 7 ai zis tu, hai să fii da. Serios. 2 la 7 ori 2 la 2, când ai zis ori 2 ori 2. Adică de la 7 până la 9 mai 2 de 2. Tu ai zis 2 ori 2, așa ai vrut să spui. Da. Nu? Așa. Și face egal cu 128 plus 128 că ești 2 la 7-a, ori 4. Deci 128 e 2 la 7-a. Și 2 ori 2 nu face ori 4. Atunci 128 ori 4. Da. Dar eu știi ce fac aici și șmecherii fac? Ia să văd dacă tu observi. Nu, nu observ. Nu observi. Dar eu pot spune aici, ori 1, 128 ori 1 face tot 128? Ba da. Și acum 128 nu-i comun? 128 îl văd și aici, îl văd și partea asta. Și acum scot în factor comun. Adică scot în fața unei paranteze. Să fie 128 înmulțit cu cât a rămas din primul? 128. Păi l-am scos pe 128. L-am scos, a rămas? 0. Nu, 1. 1. Că dacă ar fi fost 0, 128 ori 0 face 0. Deci a rămas 1 în locul lui. Deci 1 plus cât?